Ministrul Justiției Raluca Prună nu a venit la conferința programată la Cluj-Napoca la care trebuia să participe. După ce a fost huiduită ieri la penitenciarul din Gherla, în contextul protestelor angajaților închisorii, Raluca Prună s-a întors la București. Ministrul Justiției trebuia să participe marți la o conferință programată la Cluj-Napoca ce marchează finalul parteneriatului dintre penitenciarul Gherla și penitenciarul Bredtveit din Norvegia, după cum a anunțat Administrația Națională a Penitenciarelor. Totuși, în urma protestelor de ieri, aceasta s-a întors la București și nu a participat la conferință. Peste 100 de angajați ai penitenciarului din Gherla au protestat ieri cu privire la condițiile de muncă pe care le au și la nivelul de salarizare. Aceștia cer demisia ministrului Justiției Raluca Prună și demisia guvernului Cioloș.